Părintele Alexandru Niță, de la Mănăstirea Constantin Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, va susține duminică 27 noiembrie 2016, începând cu ora 16, la Catedrala din centrul orașului, conferința Vederea Luminii Nevăzute. Duminica aceasta la ora 16, nu la 16:30, cum am anunțat mai devreme, avem o surpriză pentru toată lumea, descoperirea acestei minunate candele a părintelui Arsenie. Vedem, această candelă a fost descoperită la noi, la mănăstire, la Sfântul Brâncoveanu, la Sâmbăta de Sus, făcută de părintele Arsenie pe vremea când locuia acolo. Aici jos este o inscripție în limba greacă pe care o vom descifra în cadrul conferinței. Și candela arată așa, ușa care se deschide și în spate paharul cu flăcăruia care a ars și arde în continuare. De aceea conferința va fi Candela Părintelui Arsenie și Vederea Luminii Nevăzute. Această sintagmă va fi explicată și va aduce o mare bucurie, așa cum a fost și duminica trecută, când Preasfințitul Episcop Danil a venit la Catedrala Făgărașului și a vorbit despre Părintele Arsenie. Acum, cu binecuvântarea Părintelui Stareț de la noi, de la mănăstire, protosinghelul Atanasie, avem cu toții bucuria de a afla aceste ascunzișuri care au fost păstrate atâta timp în mănăstirea noastră, Candela Părintelui Arsenie. La conferința de duminică, de la ora 16, se va prezenta și Candela Părintelui Arsenie, executată manual de către acesta pe vremea când era stareț al mănăstirii Constantin Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.